Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pentru voi un haul de cumpărături la Lidl, un video pe care îl fac în mod regulat, iar astăzi o să vă arăt ultimele cumpărături pe care le voi face înainte să plec în Anglia pentru 2 săptămâni. Am tot văzut pe canalele de știri că există o criză a uleiului de floarea soarelui și că în supermarketuri nu se mai găsește ulei, dar până nu am văzut cu ochii mei, nu mi-a venit să cred. M-am convins doar atunci când am văzut aceste standuri perfect goale în Lidl. Este incredibil ce se întâmplă. Și cu toate astea, magazinul era foarte gol. Atât de puțini clienți ca astăzi, parcă nu am văzut niciodată. Deja au apărut dulciurile pentru Paști, tot felul de ouțe colorate și învelite frumos în staniol. La raionul de băuturi alcoolice, de vinuri, se pare că nu lipsește nimic, rafturile sunt înțesate. Se pare că singurul aliment care lipsește este uleiul. Și foarte, foarte puțin clienți în magazin, ca niciodată, deși este luni după masa, în jur de ora 4. Din păcate, nu am mai găsit vinete congelate, așa cum se întâmplă cu aproape toate ofertele Lidl care sunt scoase la promoție în cantități foarte, foarte mici. Acestea sunt toate produsele pe care le-am cumpărat. Bonul a fost în valoare de 116 lei. După cum se vede, nu am cumpărat foarte multe, însă este suficient pentru ca să am ceva de mâncare atunci când mă voi întoarce acasă peste 2 săptămâni. Cum mâine deja plec în Anglia, nu am mai făcut nimic de mâncare, nu avea rost să las mâncare gătită în frigider. Am luat o ciorbă de văcuță de la brandul Cămara Noastră. Este prima dată când iau o astfel de ciorbă. Am mai luat ciorbe de burtă și am făcut comparație între diverse branduri. O să vă las link în descriere. Acum mi este foarte foame pentru că abia m-am întors de la serviciu și este deja ora 5. Și nu am mâncat nimic de azi dimineață, așa că această ciorbă o să o mănânc chiar astăzi. A fost în promoția din această săptămână și a costat vreo 4 lei, parcă. În orice caz, discountul era de 2 lei. Apoi, tot la categoria conserve, am luat 2 conserve de hering în sos tomat. Conservele acestea îmi plac foarte mult, le cumpăr relativ des, nu doar acum în situații de criză. Acum cu atât mai mult să am ceva în frigider pe când mă întorc, după cum spuneam că Dumnezeu știe ce se mai întâmplă, dar probabil că una dintre ele o să o mănânc mâine la serviciu, pentru că de la serviciu o să plec direct la aeroport. Deci 2 conserve de pește în sos tomat și 2 conserve de pate de ficat, pate de pui integral. Ficatul acesta, adică pateul acesta de ficat, nu îl mănânc direct din conservă, ci îl amestec cu un pic de unt și cu un ou fiert ras, cu un pic de ceapă verde și iese o pastă excelentă. Am luat apoi un pachet de Jacobs. Am revenit la Jacobs. Data trecută am luat tot de la Lidl o cafea grecească. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Era foarte fin măcinată și probabil că era destinat a fi preparată doar prin fierbere în ibric, ceea ce eu nu am făcut, dar nici gustul nu m-a dat pe spate. Am luat un pachet mic de 250 de grame, pentru că fiind singură, dacă iau pachete din alea mai mari, se consumă destul de greu și se cam răsuflă cafeaua dacă este gata măcinată. Deci am revenit la Jacobs verde. După aceea, un salam, sau cum să-i spun, sunt mezelurile astea, babic se numesc.
Eu până nu l-am întâlnit pe Cristi, pe soțul meu, nu am știut ce aia. El m-a introdus în lumea mezelurilor, pentru că la Bacău, de unde este el, se fac tot felul de mezeluri foarte bune la Agricola Bacău. Acesta nu este făcut la Agricola, în schimb, după cum scrie pe etichetă, este făcut tot în Bacău, strada abatorului numărul 5 Bacău. Și vă spun drept, l-am cumpărat ca să-l iau cu mine în Anglia, să-l duc lui Cristi, așa, un mic cadou, ceva mai deosebit din România, nu că nu s-ar găsi tot felul de mezeluri în Anglia, dar știu că gustul de acasă nu se compară cu nimic. Așa că sper să fie o surpriză plăcută. Am mai luat 3 iaurturi de la Pilos, brandul propriu al magazinului Lidl. Data de expirare este 10 aprilie, deci cu siguranță până atunci o să mă întorc. O să stea foarte bine în frigider și seara când o să ajung de la aeroport o să am ce să mănânc. Apoi un pachet de unt și pe acesta l-am luat tot pentru că data de expirare este destul de încolo și anume 9 mai, 9 mai 2022. Așa că o să stea foarte bine în frigider, la fel cum stă pe raft în magazin. Un pachet de cașcaval felii emmental. Nu prea erau așa multe oferte la cașcaval, dar mie acesta îmi place și dacă este felii, este foarte bun pentru sandvișuri, pentru pus la serviciu dimineața. Și o pungă de struguri. Strugurii erau la promoție, m-a bucurat foarte tare, 9,99 lei era kilogram. Aici este o cantitate de aproximativ 800 de grame, parcă 8 lei a fost punga asta de struguri. Și pe aceștia o să-i mănânc diseară și mâine. Să vă arăt și dulciurile pe care le-am luat. Am zis că-mi iau ciocolată neagră pentru că este cu mai puțin zahăr. Și da, într-adevăr, este cu mai puțin zahăr. Are și alune de pădure. Cred că e o ciocolată foarte bună, nu am mai luat din asta niciodată. Dar nu m-am abținut să nu îmi iau și ciocolata mea preferată cu caramel sărat și are așa un fel de crunchiness în ea. De fapt și scrie pe ea, Salted Caramel Crisp. E foarte bună ciocolata asta, dulce și așa cu un iz sărat și cu bucățelele alea de zahăr ars prin ea, este minunată. Și încă o chestie care este absolut delicioasă sunt aceste napolitane pe care le-am descoperit la o colegă. Ea își tot aducea la serviciu și îmi dădea și mie câte o napolitană de asta. Într-un set sunt 10 bucăți, cred. Costă în jur de 8 lei un set din acesta. Foarte bune sunt. De fapt, na, toate dulciurile sunt bune, numai că nu sunt așa de sănătoase, dar mie îmi plac tare, tare mult. De la brutăria Lidl, de la partea de panificație, am cumpărat 5 chifle din astea cu susan. V-am mai spus și data trecută, mie îmi plac să fie cât mai arse, cât mai prăjite. Și probabil că nu o să le mănânc pe toate 5 până plec, dar stau foarte bine și la congelator. Și după cum spunea Maria Antoaneta, Regina Maria Antoaneta, dacă nu avem pâine, mâncăm cozonac. Așadar, dacă nu am găsit ulei de floarea soarelui la Lidl, am cumpărat ulei de măsline. Glumesc, desigur. Fiecare tip de ulei este potrivit pentru altceva. Însă eu știam că este promoție la uleiul de măsline extra virgin în această săptămână și am vrut neapărat să iau o sticlă pentru că uleiul de măsline îmi este pe terminate. O sticlă de un litru, că da, un litru are sticla aceasta, a costat 19 lei, mi s-a părut un preț foarte bun pentru uleiul de măsline extra virgin și chiar mă gândesc oare de ce nu am luat două sticle, pentru că vine vara și o să mănânc multe, multe salate. Iar acum să vă arăt un obiect care m-a încântat foarte, foarte tare. Acest suport pentru ouă este de fapt o cutie, era la secțiunea organizare a frigiderului, erau tot felul de cutii din plastic, din acesta transparent, din acril sau acrilic, cred că se numește. Și eu mai am în frigider niște cutii de care mă folosesc foarte bine și așa de frumos îmi stau lucrurile aranjate în frigider tot timpul. Dar din cutie din asta pentru ouă nu aveam. Deosebirea față de cutiile acelea de carton în care cumpărăm ouăle este faptul că are partea asta de deasupra
rigidă, solidă și poți să pui ceva în frigider deasupra, deci să utilizezi spațiul foarte bine. Deci, de exemplu, poți să pui așa o conservă sau un iaurt pe cutie și nu... Ești sigur că nu se deformează și că nu se sparg ouăle, dar să îl și desfac să vi-l arăt. Deci așa se ridică capacul, iar cutia este pentru 10 ouă. Mi-ar fi plăcut să fie pentru 12. Eu nu cumpăr ouă tot timpul în cutie. Cel mai adesea îmi aduc ouă de la găinile pe care le crește tatăl meu, are 6 găini. Și pentru că le hrănește foarte bine, sunt extrem de productive și mereu fac ouă, mai ales acum primăvara, 6 ouă găsește în fiecare zi. Da, mi se pare o cutie foarte, foarte drăguță și a costat 12 lei. Mi se pare că și cutiile celelalte, tot 12 lei, erau seturi de câte două. În orice caz, o să public acest video în această săptămână, probabil joi, și oferta este valabilă toată săptămâna dacă mai găsiți în magazinele la care mergeți să vă faceți cumpărăturile. Mi se pare un lucru foarte drăguț, foarte util și cred că merită să fie cumpărat. Acestea au fost cumpărăturile de astăzi, luni 14 martie. Dacă o să am ocazia, dacă nu o să uit și dacă o să am buna dispoziție, o să fac un haul de cumpărături la Lidl și în Anglia. Deci asta săptămâna viitoare, să vedem dacă apuc. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!